de când uh, i-am spus domnului Ardelean Petru că va veni la mine în emisiune și uite că acum uh, așa s-a întâmplat că ne-am uh, nimerit amândoi. Vă mulțumesc tare frumos că sunteți alături de mine și abia aștept să-mi povestiți uh, multe, multe. Apoi o să încep cu uh, probleme de când am fost și eu tânăr, elev și năzdrăvăniile copiilor de atunci. Unde ați copilărit? Uh, în satul Blaja, lângă Tășnad, cartierul Tășnadului, dar de, de la 14 ani am plecat la admitere la liceu și am fost 2 ani la Carei, la zootehnică și au venit măicuța cu ouă, cu lăptuți, cu brânză și toate și după ce le-au vândut, au intrat în castel și au în par și acolo la castel, l-au întrebat unde pruncul și cu, Și zice, aia care a fost dat datul de servici, că e la lucru, la fermă. Dar ce face acolo? Apoi acolo sunt toți elevii întrețin și sapă pe rumbu. Și au venit til, til, tip, til, tip, til, 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 la ieșire din carei, pe partea dreaptă, ferma unde lucram noi. Clara, așa îi spunea. Aveam vreo 500 de hectare, aproximativ. Și-o până acolo și o văzut dirigintele meu, mi-a fost profesor de română și-a fost și preot și nou, un om extraordinar. Și mai cuță ce, unde fa? Oh, păi am venit să-mi văd pruncul, că o, o spus că pe aici lucrează și dirigintele un om, eu lucram și săpam combele mâini, și stânga și dreapta, așa cum se oboseau, așa și eu eram în, capătul șirului, că era de vreo 300-400 de metri aproape, și vine colegul, Petrică, Petrică, hai, covine mai ta! Mamă, nu, nu, nu mi-au jos picioarele și... De cât timp nu văzuseți? A, a păi așa o lună, Nu a fost da, mult. Da, da. Și, o, oh, dragul meu, că atâta pământ avem noi și tu, vii și lucri pământul altora. Și noi suntem bătrâni și că eu am fost ultimul prunc al șeptele. Și am avut uh, din 1921 un frate. Și acum, din cei șapte, mai trăiește ăsta, uh -huh. care e cu dumneavoastră și... Și apoi ce a făcut după ce v-a zis mama că... Și uh, dirigintele uh, uh, se căuta elevi la țară care au terminat șapte clase. Și de, la comerț în Oradea. Și uh, măicuța i-a spus la dacă ar fi bine Zice, eu rezolv, vă scot toate că nu ni le dădea. Și ne-au scos actele, m-am dus la admintere, la oradea, la finanțe. Așa și acolo am și terminat și am fost primul elev care direct din liceu am intrat la regiune și am lucrat. Le-a plăcut uh, la aia de mine că mergeam noi, elevii, în practică. Dar mergeam și cu un șef cu tare și făceam și inventare inopinate. Și am ajuns cu șeful meu direct de CFI, control financiar intern, am ajuns la o comună spre Salunta. Nu mai amintesc acum. Și avea la gară un magazin alimentar de toate. Și am mers acolo și făcea inventarul. Și am luat listele de inventar, m-am uitat și am văzut țigări mărășești, un stoc mare. Țigări naționale, un stoc mare, n-am fumat niciodată. Și am zis, unde aveți țigările astea? În depozit. Unde? Și avea un depozit cam așa, vreo 5 metri înălțime. Și acolo era pusă rotă, rotă, așa. Și m-am urcat pe am pus mâna pe un pachetină la te... De... Și ne o intrat de aici, de ce, ce aici? Dacă... Și am luat, am desfăcut și au fost gole, cu hârtie. Când au văzut, uh, 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 o domnuță a fost oleșinat. Și avea uh, ăsta în uh, inventar, pus 2500 de lei, asta era timbrele. Și când am zis, ia să văd unde sunt timbrele alea de 2500, și când mi-au arătat au fost 25 de lei. Domnul Petru, la ce vârstă v-ați însurat? La 28 de ani și uh, treaba e, am spus așa în mine, nu mă însor numai atunci când voi avea asigurată un venit bun pentru familie. Și așa s-a și întâmplat. Și atunci v-ați și întâlnit jumătatea, că altfel nu, nu vă... Au că... a fost ceva foarte important. În 1962 am făcut, cam am lucrat la cooperație la regiune, un control în raionul Satu mare și raionul negrești. Că ăsta de aici, ICIU, așa îi spunea, a și raionul negrești. Și au fost noiembrie și decembrie și în 20 ianuarie 1963 am făcut ședința și am venit, o vin președintele regiunii, vicele președinte și noi toți că... și după vreo jumătate de oră, o oră, am ieșit pe hol zic, mă duc să iau și eu un biscuit, o suc, așa ceva și când am ieșit erau trei domnișoare era două birouri în, două birouri în lung, unul în și celălalt formă de el. Și zic, domnișoare, vă rog să mă serviți cu neagră. Da, păi noi nu avem. Da, păi, ce aveți în termos? Cafea aia, mă, fetelor. Și, dragă, zice, bă, erau și sunt de m-au venit dom o domnișoară, mi au adus cafea, am, plătit, un leu a fost. Și zic, domnișoară, ai drăguț, nu am, mai pe mine. Și -o am dus cu Varșava acasă. ce e Varșava? mașină poloneză. La serviciu avem cinci Varșave. Vă dați seama ce am rău. Am acasă atunci, în ziua aia? Asigur, după ședință. O am dus acasă și după aia șoferi cu tare și colegi care am mers la Baia Mare. Așa. Și apoi i-am făcut curte, de Sfântul Petru și Pavel ne-am logodit. În cât timp v-ați logodit? Din, asta a fost în 20 în 29 iunie, de Sfântul Petru și Pavel. Și apoi în luna cealaltă, așa, în octombrie, am făcut și nunta. Așa, și au fost 15 colegi, au venit de la regiune, am făcut o nuntă bunicică. Câți ani de, eu... de căsnicie ați avut? Pentru că știu că vă vedeam în fiecare zi, dacă treceam prin centru, mă întâlneam cu dumneavoastră și cu soția dumneavoastră, e simpatic de fiecare dată, ca și doi îndrăgostiți. Și cine? 56 de ani. De o, o, doresc la toți tinerii să fie cuminți, dacă s-au căsătorit să se căzorească din dragoste, nu din alte motive și după aia nu vezi că se destramă. Dânsa, dânsa, când a plecat? Anul trecut, în 27 iunie, o dus pe picioare patru ani bolasa Alzheimer sau cum îi spune, Alzheimer. Extraordinar. Și ultimul an o fost mai greu. Nu a lăsat o secundă. Și noaptea și ziua tot a fost extraordinară. O dragoste adevărată. Da. Mă vine să plâng. Ce sfaturi le-ați dat tinerilor? Cum poate să reziste o căsnicie atâția ani? O căsnicie fără dragoste, iubire și fără copii se poate destrăma ușor și sunt mulți oameni răi. Care ar vrea să facă, știu eu, să te îndemne la anumite lucruri. N-am ascultat de nimeni, numai de Dumnezeu. Aveți un copil? Da. Am o fată cu minte frumoasă, sănătoasă, au terminat finanțe, bănci în 80 șapte s-au căsătorit, are un bărbat care a terminat Academia Militară, informații electronice, calculatoare și atunci, super, și el, super. Și am spus lui fică mea după primul copil, la mare, Victor, dragă, Vezi că nu-i bine singur, cum te tu la noi, că la noi a fost o treabă că la 35 de ani am avut accidentul și fica mea atunci avea 5 ani. Am stat mai mult de patru ani prin spitale, că am avut infecție la genunchi. La 35 de ani ați, de aceea sunteți cu piciorul așa, ați avut da, un accident da, la 35 de, de ani? Am stat pe scaunul mortului cu cumnatul meu, să nu stat niciodată vara sau cu, cu mâna afară ceam. Prin frecare, eu tăiat mâna atunci în accident. Și eu tot femurul mi-am fost, am, am tras foarte mult. Peste patru ani m-am dus la Cluj ca să-mi facă, n-am avut infecție, să-mi facă dezanchiloză. Și n-am dus acolo și m am infectat și atunci am 10 ani, am, să vă spun, o treabă de la accident, m-a adus un cetățean cu mașina, că a fost înainte de a intra în livada, și mi-au spus, domnul meu, tovarășe, nu te uita la picior că mi face necazuri, că nu o să te pot ajuta, că trebuie să mergem la spital. Și zic, nu, nu sunt poate capul. Ce am făcut în șanț, m-am trezit cu femurul la nas și cu partea cealaltă sub genunchele bun. Și l-am luat frumos, l-am mutat, în modul și l-am tras și cât am putut, am tras musculatura, dar totuși a rămas o parte destul de multă afară și la spitalul vechi s-au strâns vreo 12 ăsta, medici și unul era, nu-i spun numele, ungurești, o zis că el calvagni, nu, bă, deci tot putea. Și atunci îmi punea o bătrânică masca să mă dorm. Și am prins-o cu mâna și m-am scolat în, în fund, așa, dumneata ești măcelar sau ești doctor, să-mi dai ceea ce trebuie să dai la un bolnav, adică în primul rând, ajutor și poate să salva un picior. norocul am avut că acolo un șanț, nu i-am lăsat să mă scoale. Am zis, aduceți o scândurică, aduceți uh, un uh, cauciuc cu care voi luați benzină. Mi-am făcut garou, mi-am întins piciorul pe scândură, mi-am rupt cămașa, mai eu și am legat. Așa am da, ajuns și... O fost un medic extraordinar să ran Vasile, de un metru 90, m. și a venit lângă și -o zis, Prunc cu mine și a zis, prun cum eu, eu o să te îngrijesc și îți dau primul ajutor și așa și făcut, până la ora 23, au venit să vadă. O venit vreo și mi-au spus să mișcăți degetele. Le-am mișcat. Și vă să seara să în nezolul că a murit, au murit. am salvat peciorul. Dar norocul că am fost și eu. Făcut că dacă lăsăm să agăța, se rupea nervul, știu, venele, și atunci sigur se întâmpla treaba asta. Domnul Ardelean, ce vârstă aveți dumneavoastră acum? Îți pe 86. 86 de ani, mulți e. înainte. Mereu zâmbiți. De unde atâta optimism? Vedeți ce se întâmplă în lumea asta acum. Și dumneavoastră sunteți uh, atât de veseli. Uh, un lucru important. În viață, când ne-am despărțit, am mers, ne-am zâmbit, ne-am pupat. Când am venit acasă, depinde fiecare, că puteai să întârzi, că aveai de lucru, mai ales soția fost șefa biroului plan la tipografie. No, și era salariați ca și astăzi, mai, unii mai bine pregătiți, mai interesați, alții. Și atunci au avut o colegă așa și îi făcea lucrările. Că... Și era și supărată câteodată și când vine acasă țucă de ce ești supărată că să nu fi supărată și o prindeam în brață. <coughs> 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 Aveți aici poze multe cu dânsa. la 50 de căsătorie eu mă pupă și aici <coughs> Eu doresc la toți tinerii să aibă viața asta plăcută. Numai prin iubire și dragoste și înțelegere, e, e, și, să, să fim credincioși, să credem și să ne rugăm Sfintei Treimi. A uitat, acolo în spate sus este crucea, este Isus Hristos și mai Sfântă. Am și din cealaltă cameră. Ce pasiune aveți dumneavoastră? Ah, de, pasiune. Acum, să știți că până am fost tânăr, nu, n-am făcut politică. No. Acum, după lovitura de stat din 89, așa, dragă, am vrut să fac ceea ce am făcut și în familie. Credeți? că s putut, ticăloșii pe toți patrioții care, așa, încet, încet i-au îndepărtat și au rămas și eu îmi iubesc țara, iubesc națiunea română, glia strămoșească și tot ce este bun pentru națiune, că națiunea vorba lui și ne, cel care a fost inegalabil și nu știu când va mai fi Eminescu, el atunci a spus multe lucruri care și astăzi sunt valabile. Toți o străga, nu ne vindem țara, o vindem la bucăți. Și așa au făcut. Ce-am construit, mă dau eu, și celălalt de ani mei, fabrici, uzine, locuințe, după 90, cei care au venit la conducere, domnule, totul au. Petre am a spus că toată industria se fervecă, agricultura, și cu tare tot, au pe cei care și-au adus aportul la bunăstare, că nu ce au cu o, o, o făcut fabrici, uzine, numai el a făcut... Tutorele, deci el a fost conduitorul, Așa, că poporul român au făcut. Dar sunt înconjurat de oameni extraordinar de înțelepți. Cornel Manescu era ministru de externe. Numai privirea lui și prezența lui, indiferent în lume, unde a fost, a fost respectat prin acea putere. De a face și de a da și de a ridica țara la rangul cel mai înalt. Și acest lucru, acum am acceptat că să știți că a fost la vreo două congrese, la PRM. Nu, nu, da, am trebuit, trebuie de, să le tăiem. De, da, tăieţi-le foarte bine. Problema e că făceam rusă la liceu. Și eu mă duceam numai la tablă, la terminațiune, la gramatică. Și aveam o profesoară de statură destul de mică, bătrână, răutăcioasă, uricioasă și își muta țigară din stânga în dreapta. Și atunci, înainte de în anul 2, mi-au spus înainte cu o lună și ceva, dacă nu înveți la mine patru lecții să traduci și patru poezii le te las corigent și dacă nu vezi, te pot lăsa și repetent. Și am învățat. Și aveam în față cartea de rusă, avea rânduri destul de largi între scris și ceva. Și cu creunul fin am scris traducerele la colegul din față. Eu citeam și traduceam. Eu citeam și a venit profesoara uh, și zice, uh, uh, ia scoate de buzunarul. Asta fac și de carte. s nu uitat, găsit nimic. Și apoi așa am uh, făcut la teză. O venit și o stat în, cu mâna la mine pe bancă, și la celălalt, că era un culoar. Așa. Eu am făcut fițuici. Și care respectivă avea un pulover cu uh, uh, găuri așa mai mare. Și, cu act de siguranță, i-am agățat fițuica în spate. Și eu am stat acolo, și eu am copiat. Eu am stat acolo, eu am copiat, am făcut o teză super. Și la final am scos, că mai avea puțin, am dat la colegul, mi-a scos pistulicele toate din buzunar și le-am dat, i-au stat acolo, că probabil nici nu au auzit prea bine. <coughs> și musculat în picioare, scoateți buzunarul, scoateți am la buzunar, și dar pantalonul, tot, am scos, nu fă nimic. Și o luat tezele, și-o zis, alu, levoar de lean, facem acum corecte, teza, toată clasa, da! Și am avut trei colegi super dotați, Dan Marțian din Beiuș, unul Bela Gheorghe de lângă Margita și din San Așa, extraordinar. Ei au învățat 4-5 limbi. Atunci era limba engleză, franceză, germană spaniol, nu o dată. Extraordinar fost și-a ajuns sufer, foarte, foarte în, în poziții foarte înalte. Când s-a dus Ceaușescu în Anglia. Ești, au mers înainte cei care au fost de meserie să facă contracte și cu Și ăsta, Bela de lângă le-a spus, eu aș vrea să-mi cumpăr ceva foarte de calitate, stofă și pantofi. Și zice, de cum să nu aia? S-a dus la un supermagazin și o cerut de asta și l au servit. Și când eu mă dus și screama în România pe stofă. Și la pantof, guban și romarta. Cei mai buni pantofi și stofe care le-a avut în magazinele din Anglia, din Londra. Și acum nu știu în face absolut nimic. Totul s-a dus pe plută. Îmi spune cineva la Consiliu, eram, mă duceam cu mami la o cafea, nu pentru cafea, să o plimb, să o duc, să mai stăm de vorbă, să o scot din treaba aia, că o fobornavă mintea și... Dar să știți și atunci stăteau acolo de vorbă vreo trei, 4 Și unul dintre ei o zis, poporul ăsta rămân prost. Eu îl știu și l-am știut așa, așa și zic, tu ce naționalitate ai? Român. Da, ce minoritate? Cealaltă? Nu, nu, nu trebuie. Și zic, mă, tu spui că poporul român e prost, dar tu nu ești prost, mă, ești dobitoc, mă, când neamul tău, țara ta, oamenii din țara aia îți proști, numai tu ești defștept. Și știți cum o plecat de lângă mine? Și a, avea un metru 90. Zic, băi, suflete! Nici nu l-am văzut de atunci de Ardelean, vă mulțumim tare, tare da? Frumos, da, frumos. Da, că zic, prea repede. Prea repede, dar lăsați că mai facem, să vă găsim sănătoși sănătos, și mai facem emisiuni, că atât avem de povestit, n-am povestit nici pe un sfert, pe cât am vrut. No, corect, corect. Dar ne mai întâlnim, da? da sănătoși da. să fim. Că, no. Mulțumim uh, uh, tare frumos. Mulțumim. Da, Doamne ajută.